Salut! Sunt Ciprian Oprișa, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Acesta este ultimul curs la sisteme de operare. Practic, săptămâna trecută am terminat materia. Astăzi urmează să facem o scurtă recapitulare a ceea ce am învățat de-a lungul semestrului, să discutăm ce perspective aveți în urma terminării acestui curs și la final o să discutăm un pic despre examen. Să începem cu recapitularea. Deci, la primul curs am discutat despre sistemul de operare, am încercat să-l definim, să vedem ce e sistemul de operare, am văzut că e o componentă software, doar că e un software mai special, un system software, care din punct de vedere logic e plasat undeva între hardware și software-ul normal și aplicații, practic face legătura între ele. Are două roluri importante și anume Virtual Machine Provider. Ce înseamnă asta? Că furnizează programelor o abstractizare a mașinii, o virtualizare a mașinii. Deci, indiferent de cum ar fi, că e vorba de un laptop, calculator, sistemul de operare cumva oferă o perspectivă abstractă, adică aplicațiile au doar conceptul de procesor, memorie, RAM, apeluri de sistem, iar sistemul de operare mai departe asigură legătura cu hardware-ul. De asemenea, sistemul de operare e un manager de resurse, adică el decide cât timp vor primi acces aplicațiile la procesor, câtă memorie RAM o să folosească, cum e alocat spațiu pe disc și așa mai departe. În general, aplicațiile obișnuite nu pot să acceseze chestiuni legate de hardware. Nu pot să scrie, de exemplu, un fișier direct pe disc. Pentru asta trebuie să-i ceară sistemului de operare să scrie date într-un fișier pentru el. A cere ceva sistemului de operare se face printr-un apel de sistem, în engleză system call. Ce system call-urile astea sunt niște funcții, deci arată ca niște funcții obișnuite, doar că atunci când se apelează, se invocă cod din sistemul de operare. Sistemul de operare se protejează atât pe el însuși, cât și aplicațiile între ele. Cum face asta? Păi are niște suport din partea hardware-ului. Componentele critice din sistemul de operare rulează într-un mod privilegiat numit kernel mode, în timp ce aplicațiile obișnuite, aplicații utilizator, rulează în user mode. Tot la primul curs am discutat și despre tipuri de arhitecturi pentru sisteme de operare și am amintit cele mai importante, și anume arhitectura monolit, care se întâlnește atât la Windows cât și la Linux, și arhitectura de tipul microkernel, care se întâlnește în primul rând la sistemul de operare Minix al lui Tannenbaum, precum și la, într-o anumită măsură, la sistemul de operare macOS. Următorul curs a fost despre terminal, despre shell-ul sistemului de operare, care expune o interfață între sistemul de operare și utilizator. De data asta, când zic utilizator, mă refer chiar la utilizator ca entitate, ca persoană și nu la aplicații utilizator. Avem două tipuri de terminale, de shell-uri, grafic, adică o interfață de tipul graphical user interface cu iconițe, butoane, ferestre, și un shell de tip text pe care am învățat la cursul și laboratorul respectiv să-l folosim. Shell-ul ăsta tip text se mai numește și interpretor de comenzi. De unde vine numele? El practic primește comenzi scrise de tastatură pe care le interpretează și le execută. Practic funcționalitatea va fi ceva de genul: o să primească comanda ca un string, comanda se împarte în mai mulți tokeni, tokenii așa o să fie numele comenzii urmați eventual de argumente, se va crea o aplicație care să execute comanda respectivă, asta e dacă e vorba despre o comandă externă, dacă e vorba de o comandă internă, cum ar fi CD Change Directory, o execută direct shell-ul, astea sunt mai puține, și dacă s-a executat o comandă externă, se așteaptă terminarea procesului copil în care s-a executat comanda. Asta iarăși dacă nu cumva am pus un ampersand la finalul comenzii, caz în care comanda se rulează în background. Am învățat niște generalități despre linia de comandă. În primul rând, cum arată o linie de comandă? E un șir de caractere în care avem mai multe elemente separate prin spații.
prima parte e numele comenzii, care poate să fie un nume de executabil sau o cale absolută. În cazul în care e un nume de executabil, el o să fie căutat în variabila de mediu path. În variabila de mediu path avem o listă de foldere separate prin două puncte și se caută executabilul în primul folder, al doilea și așa mai departe, până când se găsește. Și în care folder se găsește primul, de acolo se execută. Am mai învățat și despre elemente speciale, cum ar fi redirectarea standard input, standard output, deci dacă folosim caracterul mai mare, urmat de un nume de fișier, în loc să se afișeze output-ul programului pe ecran, o să se redirecteze în fișierul respectiv. La fel, dacă folosim caracterul mai mic, urmat de un nume de fișier, o să se, în loc să se citească input-ul de la tastatură, se va citi din fișierul respectiv. În sfârșit avem operatorul pipe, adică bară verticală, putem să separăm două comenzi prin pipe, ceea ce înseamnă că output-ul de la prima comandă o să fie trimis ca input către a doua comandă. La cursul 3 am început să discutăm mai în detaliu despre cum interacționează programele cu sistemul de operare. Și n-am început încă să discutăm despre apeluri de sistem, am discutat sau am recapitulat mai degrabă anumite concepte legate de limbajele C și inclusiv limbajul de asamblare. Am început să vedem ce înseamnă compilarea unui program C. Practic, procesul de compilare pornește la codul sursa programului, format din unu sau mai multe fișiere C, și eventual headere. Prima parte e partea de precompilare, unde se înlocuiesc includuri, macrouri. După aia vine compilarea propriu-zisă, în care se, din cod C se traduce în cod binar. Și în sfârșit operația de link editare, în care acele fișiere obie care conțin cod binar sunt legate între ele, se rezolvă și legăturile externe și se generează un executabil final, un exe pe Windows și un fișier de tip ELF pe Linux. Pe urmă am recapitulat mai multe despre limbajul C, am discutat ce e o variabilă locală și am văzut cum arată variabila locală pe stivă. Deci am văzut cum se folosește stiva pentru a lucra cu variabile locale. După aia am început să discutăm despre vectori și despre pointeri. Am văzut că un vector e tot un fel de pointer. Pe urmă am discutat despre structuri. Ce se întâmplă când declarăm o structură, cum accesăm membrii unei structuri, cum lucrăm cu pointeri la structuri. Mai departe am discutat despre alocarea memoriei. Practic avem funcțiile malloc pentru alocare, free pentru eliberare. Am recomandat să le folosim cât mai rar posibil, deci să nu alocăm memorie decât dacă programul cere să alocăm memorie. De exemplu, dacă vrem să lucrăm cu un arbore de căutare, da, trebuie să lucrăm memorie, să alocăm memorie. Dacă, în schimb, avem un string de dimensiune fixă sau are o dimensiune maximă rezonabilă, e mai ok să lucrăm cu variabile pe stivă. În orice caz, odată ce am alocat memorie, neapărat trebuie să o și eliberăm, altfel ajungem la probleme tipul memory leak, adică programul nostru pierde memorie, tot alocă și nu o mai eliberează. Am adus în discuție și stringurile din C. Stringurile din C, practic, sunt vectori de caractere care neapărat se termină cu un caracter 0. 0 ca valoare, adică codul ASCII a caracterului e 0, îl scriem fie ca 0 simplu, fie între apostrofe / 0. Ca să putem să folosim funcții C pe stringuri, cum ar fi strlen, strcmp, strcat, trebuie neapărat ca șirul ăsta de caractere să fie terminate cu 0, null terminated le mai zice. În cazul în care un șir de caractere nu e null terminated, apelăm o funcție cum ar fi strlen pe ele, ce o să se întâmple? Păi funcția ca să determine lungimea șirului va trebui să parcurgă caracter cu caracter până întâlnește cel 0. Dacă noi nu avem 0-ul la final, o să se plimbe prin memorie până când se întâlnește acel 0. Pe urmă am văzut cum putem să folosim anumite unelte pentru debugging și pentru memory leaks. Deci pentru debugging v-am învățat că există GDB care ne permite să rulăm un program pas cu pas. V-am povestit că se poate face și debugging prin afișare de mesaje. Nu-i cea mai profi variantă, dar se folosește.
V-am mai zis și de-a lungul semestrului, dacă tot faceți debugging prin afișare de mesaje, neapărat să puneți new line la finalul fiecărui mesaj afișat. Altfel, dacă apelați print fără new line la final, s-ar putea să nu se afișeze mesajul când doriți, ci undeva mai încolo. Pe urmă am discutat despre memory leaks, adică problema că alocați memorie și rămâne memoria aia neeliberată și cum puteți să folosiți tool-ul numit Valgrind ca să descoperiți leak-urile astea de memorie. La finalul cursului am discutat, v-am dat câteva sfaturi pentru programatori în C și nu numai. Printre cele mai importante lucruri de care v-am zis e că orice programator face greșeli, deci chiar dacă scrieți un program, chiar dacă nu merge din prima, chiar dacă petreceți câteva ore să rezolvați o problemă, să știți că asta se întâmplă la toată lumea. Parte din activitatea unui software engineer, software developer, e mai mult să proiecteze programul, să rezolve problemele care apar, să-l testeze. Scrisul propriu-zis de cod e doar un procent destul de mic din activitatea propriu-zisă. Deci de aia e foarte important să vă formați de-a lungul facultății, nu doar la sisteme de operare, skill-ul de a dezvolta software, nu doar de a scrie cod. Dezvoltare însemnând toți pașii de la proiectare, testare, depanare. Și sper că de-a lungul semestrului cu cele trei teme la sisteme de operare v-ați mai dezvoltat aceste skill-uri. După cele trei cursuri mai introductive, am intrat în materie, cum s-ar zice, și am urmat două cursuri despre sistemul de fișiere. Probabil ați mai auzit de conceptul de fișier până acum, adică și înainte acestui curs. Ce e un fișier? E unitatea de bază pentru alocarea datelor. Din punct de vedere logic, îl privim ca pe o secvență de bytes. Aplicațiile, în general, și nu sistemul de operare, au rolul de a interpreta acea secvență de bytes, de a le da un sens. De exemplu, dacă e un document Word, vine aplicația Microsoft Word, care acea secvență de bytes o traduce într-un text formatat care se poate eventual afișa pe ecran, edita. Am văzut că fișierele au două componente, date și metadate. Datele sunt conținutul propriu-zis, acel șir de bytes. Metadatele sunt date despre fișier, cum ar fi numele fișierului, dimensiunea lui, tipul de fișier și așa mai departe. Când am spus tipul de fișier și când nu mă refer la tip de fișier ca și document, PDF, executabil, ci mai degrabă la faptul că e un fișier obișnuit, care se va numi regular files, astea sunt fișierele care lucrăm, la fel și directoarele sunt tot fișiere, doar că sunt mai speciale, că le interpretează sistemul de operare, le dă o anumită structură. Și mai avem și alte tipuri de fișiere. La începutul cursului probabil auziseți despre fișiere și directoare. Până la finalul cursului ar trebui să mai știți ce e un pipe, de exemplu, și mai există și alte tipuri de fișiere, cum ar fi block files și așa mai departe. La directoare am discutat că există organizare a directoarelor, deci o organizare ierarhică, adică un director poate să conțină fișiere sau alte directoare. Acel drum prin organizarea ierarhică reprezintă un path, o cale. Avem path-uri absolute. Path-urile absolute încep de la directorul rădăcină. Pe orice sistem de tip Linux, directorul rădăcină e slash, deci un caracter slash, o linie oblică. Și avem și path-uri relative, căi relative care încep cu un alt director decât directorul rădăcină, și ca să putem accesa ceva dintr-un path relativ, trebuie să îl apenduim, să-l adăugăm la folderul curent. Pe urmă am discutat despre apeluri de sistem legate de sistemul de fișiere și am văzut că există open ca să deschidem un fișier, close ca să-l închidem, cu read și write citim și scriem și cu lseek ne deplasăm în cadrul unui fișier. Deci un fișier deschis automat primește un cursor care știe tot timpul unde în fișier ne aflăm și când citim sau scriem, de acolo, de la poziția aia, facem citirea sau scrierea. Cu lseek mutăm pur și simplu cursorul.
De asemenea, directoare, putem să le deschidem, să le închidem, să citim ceva din el și tot legat de directoare, putem să obținem informații de, cu, folosind apelul de sistem stat pentru un anumit element a unui director. La finalul părții despre fișiere am discutat și câteva elemente de cum sunt implementate sistemele de fișiere într-un sistem de operare și am discutat despre contiguous allocation, adică despre practic fiecare fișier e o secvență continuă pe disk, any free block allocation, în care un fișier e format din blocuri și blocurile astea pot să fie în diverse porțiuni ale harddiscului. Am discutat și despre alte concepte, cum ar fi inode-uri, care sunt niște referințe la niște structuri care conțin metadatele fișierului, despre intrări în directoare, legături, fișiere cu găuri. După cele două cursuri despre sistemul de fișiere, am avut un calup de cursuri despre procese, thread-uri și sincronizare. Am început cu procesele. Ce e un proces? E o entitate care modelează un program în execuție. Deci un program poate să dea naștere mai multor procese. Un proces conține atât codul programului, cât și resursele pe care le are la un anumit moment dat. În general, procesele sunt izolate între ele, adică fiecare proces rulează ca și cum ar fi singur pe mașina respectivă. În practică, sistemul de operare e responsabil să asigure acea izolare. În orice moment, un proces poate să fie într-o mai multe stări. Running, adică rulează, are acces la procesor și execută comenzi pe acesta. Ready înseamnă că e pus în așteptare, dar poate oricând se ruleze. Blocked înseamnă de asemenea că nu rulează, dar că așteaptă să se îndeplinească ceva condiție. De exemplu, când un proces apelează un system call ca să citească ceva dintr-un fișier, de fapt procesul e blocat și se așteaptă până când sistemul de operare aduce datele respective de pe disk. Și în sfârșit, un proces poate să fie în starea terminated, el nu mai rulează, dar are un exit status care poate să fie eventual consumat de alte procese. Pe urmă, am discutat despre thread-uri. Thread-urile practic sunt fire de execuție în cadrul unui proces. Mai multe thread-uri înseamnă că putem să executăm acel cod în paralel, putem să avem paralelism real, adică fiecare thread să ruleze pe un core a procesorului separat sau pe un procesor separat, putem să avem și pseudo-paralelism, adică fiecare thread să primească o cuantă de timp în care rulează, după aia al doilea thread primește alte cuante de timp, după aia iarăși se revine la primul thread și așa mai departe. Dacă avem mai multe thread-uri într-un proces, thread-urile astea se împart resursele. Deci, cum ziceam, procesele sunt izolate. În schimb, la thread-uri avem cam totul la comun, memorie, descriptor de fișiere deschise și cam orice resursă. Fiecare thread are propriu doar starea registrilor și starea stivei. După aia am discutat despre planificator, în engleză se numește scheduler, e componenta din sistemul de operare care decide care e următorul proces care trebuie să ruleze, cât timp are voie să ruleze și așa mai departe. Avem două tipuri de planificatoare, preemptive și non-preemptive. Un planificator preemptiv înseamnă că poate să întrerupă oricând execuția unui proces. În majoritatea sistemelor de operare moderne avem de a face cu planificatoare preemptive. Cum funcționează? În general, procesorul are o componentă hardware, un ceas. În momentul când se dă drumul unui proces să ruleze, îi se dă acces la procesor. În acel timp, să presupunem că avem un singur procesor, în acel timp în care rulează procesul, sistemul de operare nu mai rulează, e cumva în starea de ready, adică așteaptă. Dar în momentul în care i-a trecut cuanta de timp, de ordinul câteva milisecunde, apare un timer interrupt, deci sună ceasul deșteptător, se trezește sistemul de operare, întrerupe procesul curent, îi salvează starea și dă drumul unui alt proces care tot așa are o anumită cuantă de timp. La un moment dat, planificatorul decide că e timpul ca procesul care a rulat înainte să ruleze din nou, îi se reface starea
registri, starea memoriei și așa mai departe, și el își continuă execuția aproape ca și cum n-ar fi fost întrerupt deloc. În contextul planificatorului, am discutat mai multe strategii de planificare, cum ar fi first come, first served, adică primul venit, primul servit, shortest job first, adică are prioritate la procesor un job care o să dureze mai puțin timp, round robin înseamnă că fiecare proces primește o cuantă de timp egală și rulează pe rând 1, 2, 3 până la procesul end, după aia iar se revine la 1, priority based, în special la sisteme de timp real, acolo dacă un proces e prioritar s-ar putea să primească acces exclusiv la procesor până își termine treaba. Cam asta a fost partea despre procese și thread-uri. După aia am mai avut niște cursuri în care am discutat despre sincronizarea proceselor și a thread-urilor. Și am pornit de la problema pe care o avem. Și anume, există niște race condition, niște curse critice, adică niște situații în care dacă nu am avea un arbitru care să impună anumită ordine în execuția unor părți din cele două thread-uri sau procese care sincronizează, se ajunge la probleme. Și am dat niște exemple, cum ar fi cel cu milk buying problem sau cu o variabilă counter care numără câte elemente pare într-un vector și s-ar putea ca acel counter, dacă incrementat simultan de mai multe thread-uri diferite, să nu ajungă la final la valoarea pe care ne-o dorim. Și am ajuns la concluzia că la execuția concurentă a proceselor și a thread-urilor trebuie să avem sincronizare între ele. De exemplu, avem niște regiuni critice, regiuni care ar trebui să fie executate de un singur thread odată. Ca să putem să implementăm mecanisme de sincronizare, în general avem nevoie de suport din partea hardware-ului ca să se asigure atomicitate, adică ca anumite instrucțiuni sau secvențe de instrucțiuni se execută fără să fie întrerupte. Și am văzut mai multe mecanisme de sincronizare, cum ar fi lacăte, deci un lacăt e cam cel mai simplu mecanism de sincronizare, asigură excludere mutuală. Obținem lacătul, dacă doar thread-ul care obține un lacăt poate să treacă mai departe. La finalul zonei critice, eliberează lacătul și în momentul ăla un alt thread poate să-l obțină și să treacă mai departe și el. Pe urmă avem semafoarele, care sunt un fel de lacăte generalizate și în același timp sunt și un fel de numărătoare de evenimente. Semafoarele au două primitive, up și down și up, P și V, depinde cum vrem să le denumim, sau dacă e vorba de apeluri de sistem, avem wait și post, prin care și tot timpul au un counter, un număr de permisiuni și tot timpul un proces poate să dea permisiuni unui semafor sau să ceară o permisiune și în cazul în care o are, o obține instant și trece mai departe, dacă semaforul are 0 permisiuni, procesul curent e blocat până când are permisiunea cerută. Pe urmă am învățat despre variabile condiționale. O variabilă condițională e un mecanism de sincronizare mai specializat care ne ajută să așteptăm îndeplinirea unei condiții în interiorul unei regiuni critice. După aia am discutat o felul de probleme clasice de sincronizare, cum ar fi producer-consumer, cititori-scriitori, problema barierei, problema dining philosophers. Astea sunt niște probleme clasice de sincronizare, multe dintre ele sunt întâlnite frecvent în practică și a înțelege cum se rezolvă problemele astea o să vă ajute să rezolvați diverse probleme de sincronizare în practică. După ce am învățat să sincronizăm procesele, am învățat și cum comunică procesele între ele, folosind mecanisme de inter-process communication și am început cu pipe-urile. Pipe-urile astea sunt niște fișiere mai speciale, sunt fișiere de tipul first in, first out, adică spre deosebire de fișiere obișnuite, nu putem să facem seek într-un pipe, nu putem să mutăm cursorul. În schimb să citim și să scriem și primele date scrise, alea sunt primele date citite. Pipe-urile astea sunt
self-synchronizing, adică se autosincronizează. De exemplu, dacă cineva vrea să citească dintr-un pipe și încă nu sunt date, va fi blocat până când datele care se pot citi sunt disponibile. Dacă cineva vrea să scrie într-un pipe și pipe-ul e plin, la fel o să fie blocat până când se mai eliberează spațiu. Din punct de vedere a implementării, am văzut că există pipe-uri cu nume și pipe-uri anonime. Un pipe cu nume e un fișier care apare undeva în sistemul de operare și poate fi adresat prin nume, deci orice proces, dacă îi știe numele, poate să-l acceseze. Pipe-urile anonime sunt folosite tot pentru a comunica între procese, dar sunt restricționate la relația părinte-fiu. Adică un proces părinte creează un pipe anonim și la acel pipe anonim are acces și copilul și așa poate să comunice cele două procese între ele. Am mai învățat și alte mecanisme de inter-process communication, cum ar fi cozile de mesaje. Cozile de mesaje sunt un fel de pipe-uri mai specializate și am învățat despre memoria partajată. Memoria partajată înseamnă să avem regiuni de memorie care să fie comune la două procese. Oarecum mecanismul de comunicare e similar cu comunicarea între thread-uri. La fel cum thread-urile își împart memoria în mod implicit, două procese pot să ceară să aibă o zonă de memorie partajată dacă cer asta în mod explicit. Și am văzut în laborator cum putem să lucrăm cu memoria partajată. Pe urmă am avut două cursuri legate de memory management și probleme de securitate și am văzut că memoria, de fapt, e de două feluri. Memoria fizică, care se referă chiar la RAM, la plăcuțele de RAM pe care le avem în calculator, și memoria virtuală, adică o memorie care nu există în realitate, dar e memoria așa cum o vede un proces anume care rulează. Practic avem un spațiu de adrese, un proces care rulează, el vede o memorie virtuală care începe cu adresa 0 până la 2.32 sau la 2.64 chiar și e treaba sistemului de operare să se ocupe de partea de address binding, de a face legătura între zone din memoria virtuală și zone din memoria fizică. Am văzut că spațiul de adrese virtual într-un program e împărțit în mai multe zone. Într-o zonă cu cod, într-o zonă de date, în heap, heap-ul e zona în care se alocă memorie când folosim malloc, stivă, unde se salvează parametrii și variabili locale a unei funcții și așa mai departe. Am văzut mai multe strategii de alocare sau de lucru cu memoria. Cea mai simplă ar fi contiguous allocation. De la început, fiecare proces are o zonă de memorie continuă în memoria fizică și lucrează doar cu memoria aia. E foarte simplu să lucrăm cu contiguous allocation, e foarte eficient. Ne trebuie doar să avem un base, adică o adresă de început și o dimensiune, un limit. Doar că nu e foarte flexibil, adică ce se întâmplă dacă vrem o memorie mai mare sau mai mică. Pe urmă am învățat despre segmentare. Segmentarea se inspiră un pic de contiguous allocation, dar rezolvă multe probleme. De ce? Zice că în loc să avem o singură zonă continuă pentru un proces, avem mai multe zone din astea, câte o zonă pentru fiecare zonă logică din proces, cod, date, heap, stack și așa mai departe. Și practic fiecare zonă din asta din proces se va numi un segment. Și atunci avem un tabel cu segmente și o să avem legătura între segmentele din memoria virtuală și segmente din memoria fizică. Ce-i specific segmentelor e că pot să fie de dimensiune variabilă, adică dacă pentru date avem nevoie de un segment mare, avem un segment mare. Dacă pentru cod avem nevoie de un segment mai mic, folosim un segment mai mic. O soluție mai elegantă și mai eficientă e să folosim paginarea. Și paginarea împarte memoria în niște zone, doar că o să lucreze cu zone de dimensiune fixă. Astea sunt paginile. Și avem pagini în memoria virtuală care sunt asociate cu cadre în memoria fizică. În general, o pagină sau un cadru pe un sistem clasic are 4 kilobytes de memorie. O să avem la nivel de proces și la nivel de sistem tabele cu
paginile astea cu asocierea între pagini de memorie virtuală și cadre din memoria fizică și sistemul de operare ajutat de niște structuri hardware specializate pot să facă legătura între ele. Tot utilizând paginarea, putem să rezolvăm, să implementăm niște concepte interesante, cum ar fi partajarea memoriei. Deci am învățat la cursul trecut că memoria partajată e un mecanism de comunicare. Acum, știind despre paginare, putem să vedem cum se implementează practic. Și de asemenea, putem să avem conceptul de fișiere mapate în memorie. Ultima parte a cursului de memorie a fost despre securitate. Acum, de unde apar problemele astea de securitate? De cele mai multe ori apar dintr-o greșeală de programare sau de proiectare. O greșeală de programare duce la o vulnerabilitate în program. O vulnerabilitate poate să fie exploatată. Ce înseamnă să exploatăm un program? Să-l forțăm să facă ceva ce nu ar face în mod normal. În general, să ne dea nouă ca atacator posibilitatea să facem mai multe decât ar face programul în mod normal pentru noi. Cele mai comune greșeli de programare care duc la vulnerabilități o să fie utilizarea de pointer neinițializați, use after free, adică utilizarea unei o zonă de memorie după ce a fost eliberată. Și să știți că nu e o soluție pentru asta să nu vă eliberați memoria, deci e trebuie eliberată, dar trebuie să aveți grijă să nu mai folosiți după. Returnarea adresei unei variabile locale. Deci e o greșeală să declarați un string local, să scrieți ceva în el și la final să returnați adresa. Și cele mai comune greșeli de programare sunt cele tipul buffer overflow, adică accesarea unui array în afara în afara capetelor lui. De exemplu, am declarat un vector cu 10 elemente, adică elementele la 0 până la 9, și cumva accesăm V de 10, care nu e parte din array. Sau am declarat un string de 20 de caractere și facem strcpy în el la ceva de lungime arbitrară, fără să verificăm înainte că ceea ce copiem se încadrează în 20 de caractere. Pe urmă am discutat diverse soluții pentru problemele de securitate. Cea fundamentală ar fi, hai să scriem codul corect, dar în practică ar fi fain dacă am putea, dar cum vă ziceam mai devreme, orice programator, oricât ar fi de experimentat, face greșeli, așa că mai există și alte soluții unde ne ajută fie compilatorul, fie sistemul de operare, fie hardware-ul. Cam asta a fost discuția despre ce am făcut de-a lungul semestrului, așa ca o scurtă recapitulare. O să continuăm cu niște concluzii. În primul rând, ce am învățat până acum. Deci, dacă ar fi să tragem niște linii mari, ce s-a învățat de-a lungul semestrului la sisteme de operare, am învățat ce e sistemul de operare, unde e locul, ce rol are, ce structură are, am învățat despre interpretorul de comenzi, am învățat despre cum să scriem programe C, cum compilează, cum folosim apeluri de sistem. Pe urmă, am avut trei părți mari ale cursului, sistemul de fișiere, managementul procesurilor, a thread-urilor, sincronizare, comunicare între procese și managementul memoriei. Bun, ce am învățat dintre chestiile discutate? Am învățat concepte de bază, cum ar fi procese, thread-uri, resurse, am învățat despre fișiere, despre directoare, despre sincronizare, memorie, comunicare între procese, probleme de memorie, cum ar fi fragmentarea. Din punct de vedere practic, am învățat despre apeluri de sistem, în special de pe Linux, dar la curs am amintit și despre apeluri de sistem pe Windows, care în cele mai multe cazuri sunt destul de similare, și am învățat asta în special la laborator și la teme, despre cum să scriem programe în C care folosesc apeluri de sistem de pe Linux. Ce ar trebui să știm să facem în momentul de față? Ar trebui să știm să explicăm funcționalitatea și conceptele dintr-un sistem de operare, să înțelegem mai bine cum funcționează o aplicație, pentru că acum putem să privim aplicația și din perspectiva relației ei cu sistemul de operare. La nevoie, ar trebui să putem să scriem programe C care interacționează mai low level cu sistemul de operare. Și la nevoie ar trebui să știm să scriem și assembly. După aia am
văzut cam ce știu să facă diverse sisteme de operare și ar trebui iarăși să fim capabili să alegem care e sistemul de operare potrivit în funcție de ce task avem de făcut. La fel, să putem să particularizăm un sistem de operare ca să rezolve problemele pe care le avem în prezent. Bun. Asta a fost trecutul, adică ce am avut în timpul cursului, să vedem ce ne rezervă viitorul. În primul rând, prima întrebare, o să am nevoie de cunoștințele a sistemului de operare? Da, o să fie nevoie de ele tot timpul, pentru că va trebui să fiți capabili să înțelegeți cum funcționează un sistem de operare aproape orice dispozitiv cu care lucrați are un sistem de operare, fie el Linux, ce am învățat mai mult în timpul semestrului, mai ales laborator, fie Windows, fie Android, care de fapt e tot Linux, fie macOS, fie diverse sisteme de operare particularizate, cum ar fi sisteme de operare real-time. Deci tot timpul ne lovim de sisteme de operare, tot timpul sistemele astea de operare oferă niște noțiuni abstracte pe care e important să le înțelegem. Dacă o să folosim apeluri de sistem, depinde. Dacă o să lucrați, de exemplu, pe web development, pe front-end, probabil că nu o să folosiți foarte mult apelurile de sistem, fiindcă o să folosiți niște biblioteci de funcții sau o să folosiți funcții din limbaje de nivel mai înalt, dar care să știți că în spate apelează acele apeluri de sistem, deci e important să știți cum funcționează. În mod particular, un program care rulează pe Linux, oricât de high level ar fi el, în momentul când vrea să lucreze cu un fișier, păi trebuie să folosească read și write. Nu prea are cum să le evite. Doar că s-ar putea să folosiți ceva mai high level care vă ascunde acele apeluri de sistem. Dacă, în schimb, lucrați pe chestii mai low level, cum ar fi C sau Assembly, atunci probabil o să folosiți apeluri de sistem foarte des în cariera voastră. Tot la UTCN mai există și alte cursuri înrudite cu materia asta, sisteme de operare. O să vi le trec pe scurt în revistă. În primul rând, avem în anul 4 la specializarea calculatoare un opțional numit proiectarea sistemelor de operare. La proiectarea sistemelor de operare, asta ar fi o continuare logică a cursului sisteme de operare. Dacă la sisteme de operare am învățat cum să interacționăm noi ca programatori cu sistemul de operare, cum să folosim apeluri de sistem, aici o să învățați să implementați un sistem de operare. O să învățați să implementați, printre altele, un algoritm de scheduler, un planificator, să faceți voi managementul proceselor și a thread-urilor, să implementați ce se întâmplă când un utilizator, când un program folosește diverse apeluri de sistem, să faceți managementul memoriei. Din punct de vedere practic, o să porniți de la un schelet de sistem de operare care e construit în mod didactic la Stanford, și anume Pintos, și o să dezvoltați diverse funcționalități pentru el. Iarăși, o să aveți o parte de proiect separată la care se poate lucra în echipe. În cazul în care nu alegeți specializarea calculatoare și alegeți tehnologia informației, la tehnologia informației veți avea, tot așa ca opțional dacă doriți, cursul de administrare a sistemelor de operare. Dacă la sisteme de operare am învățat cum interacționează sistemul de operare cu programele, aici veți interacționa cu sistemul de operare ca și utilizator, sau mai exact ca și utilizator avansat, ca și administrator de sistem. Veți studia mai multe topicuri, cum ar fi instalarea unui sistem de operare, veți învăța în detaliu cum să utilizați linia de comandă, cum să scrieți scripturi, cum să administrați un sistem, cum să administrați pachete software, cum să configurați un sistem. Spre deosebire de cursul de sisteme de operare și de proiectarea sistemelor de operare de la calculatoare, aici o să fie mai puțin de scris cod. Deci o să mai codați câte un pic, mai ales în limbaje de scripting, adică în Bash sau în Python. Mai mult o să fie să înțelegeți cum funcționează sistemul de operare din punct de vedere administratorului
și să faci anumite task-uri care ar fi specifice unui administrator de sistem sau administrator de rețea. Tot în cadrul UTCN avem și un program de master care se numește SISC, Securitatea Informațiilor și a Sistemelor de Calcul. E un master dedicat securității, dar în care o să întâlniți foarte multe concepte legate de sisteme de operare. De exemplu, dacă o să învățați să construiți un sistem de operare pe 64 de biți, o să învățați să dezvoltați driver, adică module kernel, o să învățați despre virtualizare, precum și alte aspecte care nu țin neapărat doar de sisteme de operare, dar au legătură cu securitatea, cum ar fi cum să scriem cod sigur, despre securitate web, securitatea dispozitivelor mobile pe Android, despre cum să folosim tehnici de machine learning și big data în securitate, penetration testing, managementul riscurilor, criptografie. Sunt foarte multe materii interesante, materiile ținute la zi, adică o să învățați despre cele mai noi tipuri de atacuri și concepte în domeniul securității. Dacă vă pasionează domeniul ăsta, vă recomand cu căldură masterul nostru. Bun, am terminat de discutat despre curs, despre ce perspective aveți pe viitor. Ultima parte va fi despre examinare. O să vă reamintesc în ce condiții puteți da examenul. Le-am discutat și în primul curs, vi le reamintesc și acum. În primul rând, pentru prezență la curs, e nevoie să fi dat quiz-urile din timpul cursurilor și am zis la primul curs că pentru a intra în examen trebuie să obțineți minim 35% din punctajul maxim posibil. Am avut 13 cursuri cu tot cu ăsta și după cursul ăsta va exista un quiz. Deci 35% ori nota 10 pe fiecare quiz, ori 13 cursuri, ar însemna că ar trebui să obțineți măcar 45,5 puncte din acele quizuri. Deci observați că dacă ar fi fost suficient să participați la 5 cursuri, dacă v-ați descurcat și ați adunat note mari pe ele. Ca să puteți să dați examen în sesiunea de restanțe, vă trebuie minim 39 de puncte, care corespunde la 30% din punctajul maxim. Dacă nu ați reușit să obțineți nici măcar cele 39 de puncte, înseamnă că fie n-ați participat la cursuri decât foarte puțin sau deloc, fie ați participat, dar nu ați înțeles conținutul, caz în care ar fi bine să ne revedem la anul, poate că face-to-face o să vă descurcați mai bine. Prezența la laborator e obligatorie, aproape în totalitate. Asta înseamnă că dacă aveți mai mult de o absență, deci dacă aveți o absență e ok, dacă aveți mai mult de o absență, ar fi momentul să vi le rezolvați. Adică dacă aveți, ce înseamnă absență, acum pe perioada de studiu la distanță, înseamnă că nu ați submis nimic la laboratorul respectiv. Deci ca să fiți considerați prezenți, trebuie să rezolvați măcar o problemă din laborator, chiar dacă nu-i 100% corectă, chiar dacă e măcar parțial, dar să fi rezolvat ceva la laboratorul respectiv. Deci dacă aveți câteva absențe, gen aveți câteva laboratoare la care nu ați rezolvat, acum ar fi momentul să vi le rezolvați și să discutați cu profesorul de laborator. În cazul în care aveți multe absențe la laborator, adică n-ați reușit să vă faceți activitatea la laborator pe parcursul semestrului, la fel ar fi mai bine să ne vedem și la anul. Ca și condiție să puteți da examen, trebuie să aveți măcar 5 media pe teme. Deci nu sunt obligatorii toate 3 temele, adică chiar dacă aveți numai 2 teme, de exemplu de 7 și 8, iese media pe teme 5, puteți să intrați în examen. Dacă nu aveți media pe teme 5 sau dacă aveți o temă care a fost copiată, se pot reface în sesiunea de restanțe. Puteți să faceți teme în sesiunea de restanțe, inclusiv dacă vreți mărire de notă și oricâte teme, una, două sau trei. De asemenea, trebuie să obțineți cel puțin 5 pe colocviu. În cazul în care n-ați urmărit discuțiile pe canalul de comunicare pe Slack, colocviu o să se dea cu toată lumea deodată, pe data de 4 iunie, o să fie într-o zi de joi, cred că de la ora 14.
o să vă ținem la curent legate de, și de partea asta de colocviu. Deci trebuie să obțineți măcar 5 pe colocviu. Colocviu se va da pe Moodle, o să primiți și întrebări și probleme de rezolvat. Bun, acum am discutat ce presupune să intri în examen, să vedem despre examen. Platforma de examen sigur va fi Moodle, ați mai dat quiz-uri, teste pe Moodle, sunteți familiarizați cu ea. O mică diferență s-ar putea să dați pe un server de Moodle diferit, adică o să vi se comunice din timp o adresă, deci nu va fi moodle.csutecluj.ro, poate va fi Moodle 1 sau Moodle 2 csutecluj.ro. O să avem mai multe servere ca să asigurăm scalabilitate, ca să poată da mai multe serii examen în același timp. Cum va fi structurat examenul? Va fi structurat în mai multe activități de tipul quiz. Fiecare activitate din asta o să fie specificat foarte clar, inclusiv în titlu, ora și minutul de start, ora și minutul de final și durata. Durata, în general, o să fie mai mică decât timpul de final minus timpul de început. De exemplu, o parte din examen s-ar putea să dureze 15 minute, dar ea să fie planificată, nu știu, între ora 14:20 și 14:40, adică să aibă un interval de 20 de minute. Ar fi bine să începeți cât mai repede, pentru că la 14:40, când e timpul de finish, quiz-ul se termină, adică chiar dacă ați început la 14:39, înseamnă că aveți un singur minut. Dar e un pic de toleranță în cazul în care, nu știu, aveți probleme cu internetul, și n-ați reușit să intrați chiar la fix, să aveți un timp de toleranță. Fiecare quiz va consta din una sau mai multe întrebări. Veți primi întrebări random, selectate dintr-un pool de întrebări. Veți primi întrebările pe rând, în general, deci veți primi o întrebare, veți da răspunsul și veți trece mai departe. În general, nu o să vă puteți întoarce la răspunsul la întrebările anterioare. De exemplu, dacă aveți o parte de test grilă, o să aveți timp 10 minute, 10 întrebări și veți răspunde la fiecare întrebare pe rând, care vă vor veni în ordine aleatoare, deci la fiecare o să-i vină prima întrebare, poate altceva, și nu o să aveți posibilitatea să vă întoarceți la întrebările anterioare. Ca și tipuri de întrebări, ați văzut pe Moodle mai multe tipuri de întrebări pe care le-ați văzut la sisteme de operare sau la alte materii și cele mai comune tipuri de întrebări vor fi tipul multiple choice, înseamnă întrebări cu variante de răspuns, fie cu o singură variantă corectă când o să vedeți că-s radio buttons la întrebare, fie cu mai multe variante corecte când o să aveți checkbox-uri, întrebări de tipul short answer în care trebuie să dați un răspuns scurt, întrebări de tipul fill in the gaps, în care se dă ceva și trebuie să completați, gen se dă o secvență de cod și trebuie să completați ceva ca să-l faceți să fie corect. Și în sfârșit, întrebări de tip eseu. Întrebările de tip eseu sunt cele mai generale. Acolo o să aveți un text box sau posibilitatea să urcați să încărcați un fișier. Și în acel text box veți putea să scrieți, fie să explicați un anumit concept, fie se va cere să implementați ceva în Psi sau în pseudocod și să urcați acolo codul. De asemenea, să fiți pregătiți să scrieți ceva pe o hârtie și să urcați o poză la ce ați scris. În general, dacă o să aveți întrebări la care trebuie să desenați o schemă sau ceva, partea aia posibil să trebuiască să o faceți pe hârtie și să încărcați o poză. Asta înseamnă că va trebui să aveți la îndemână un telefon sau ceva cu care să puteți face o poză, un cablu de date cu care să puteți să transferați poza pe calculator sau eventual să aveți un mod rapid de a comunica, de a să urcați poza respectivă pe Moodle. Eventual și să aveți ceva pregătit, Moodle nu acceptă fișiere mai mari de 2 mega, deci în cazul în care telefonul vostru face poze mai mari de 2 mega, să aveți posibilitatea să o mișurați. De asemenea, în timpul examenului e neapărat nevoie să aveți carnetul de student la îndemână. Deci s-ar putea, pentru verificarea identității, să primiți ceva în legătură cu carnetul de student. E foarte important să îl aveți la voi.
Pentru fiecare întrebare, o să presupun că aveți acces la toate materialele de curs și laborator. Trebuie să dau subiectele în contextul Open Books. De ce? Pentru că, dacă aș zice, e interzis să folosiți cursul și laboratorul, unii dintre voi l-ați folosi, alții nu, n-am cum să verific ce rulați pe calculatorul vostru. În schimb, comunicarea între voi e complet interzisă, deci nu aveți voie să comunicați între voi de-a lungul examenului. În schimb, dacă sunt întrebări sau aveți probleme, puteți să mă contactați pe mine sau pe colegii de la laborator, o să fim disponibili pe Slack. Chiar dacă aveți material la dispoziție, nu înseamnă că dacă nu ați parcurs materia și nu știți despre ce e vorba, o să aveți suficient timp să căutați în timpul examenului. Întrebările vor fi formulate în așa fel încât o căutare simplă prin textul laboratoarelor, a cursurilor, să nu vă dea din prima răspunsul. Dacă, în schimb, cunoașteți materia și, nu știu, când scrieți cod, nu mai știți în ce ordine trebuie puși parametrii unui apel de sistem, da, e foarte simplu, vă uitați în laborator, vă amintiți ce parametri trebuie dați și o să mergeți foarte ușor mai departe. Dacă o să aveți întrebări la care să scrieți cod și sigur o să aveți întrebări la examen la care trebuie să scrieți cod, considerați că îl scrieți pe foaie. Asta înseamnă că nu mă aștept codul vostru să fie compilabil, nu mă aștept, de exemplu, să includeți, știți că pentru fiecare apel de sistem trebuie incluse anumite headere, deci nu trebuie să le includeți, nu o să mă uit că ați uitat să puneți un punct și virgulă la final de linie, că ați pus parametrii unei funcții în ordine inversă cât timp e clar cum ați vrut să o apelați, deci considerați că a scris codul pe foaie, nu, în mod particular nu trebuie să pierdeți timpul pe calculator, să-l scrie, să-l depanați, să-l testați, pentru că probabil va fi un timp destul de scurt pentru fiecare subiect. Exemple de probleme. La partea de multiple choice sau răspuns scurt, vă puteți aștepta la orice întrebare în genul celor care le-ați avut la quizurile de la curs și de la laborator. Asta în special pentru întrebări de tipul multiple choice. Câteva întrebări unde se cere un răspuns scurt, să scrieți două fraze. Ce relație ar trebui să fie între două procese ca să poată să comunice printr-un pipe anonim? În engleză, nameless pipes. Acum, la întrebările astea, o să vă zic și răspunsul. Vă recomand după fiecare întrebare să puneți video-ul pe pauză, să vă gândiți dacă v-ați descurcat să răspundeți și abia după aia să continuați să vedeți dacă răspunsul de voi e același. Deci aici m-aș aștepta să spuneți că două procese trebuie să fie în relația de părinte-copil ca să poată să comunice printr-un pipe anonim. Dacă sunt orice altă relație, e nevoie de un pipe cu nume ca să adreseze pipe-ul respectiv prin nume. 2. Ce fel de fragmentare apare atunci când scriem un fișier de 100 de bytes pe un sistem unde dimensiunea blocurilor de 4 kilobytes? Deci problema e că chiar dacă scriem doar 100 de bytes, un fișier ocupă cel puțin un bloc. Prin urmare, cei 4 kilo minus 100 de bytes se pierd. În cazul ăsta e vorba de fragmentare internă. Bun, la astfel de întrebări nu trebuie să scrieți toată povestea care v-am zis-o, dacă scrieți doar două cuvinte, fragmentare internă, răspunsul e corect. La fel și la întrebarea 1, dacă scrieți relația părinte-copil, iarăși răspunsul e corect, nu trebuie să formulați compuneri. 3. Ce alt mecanism de sincronizare e absolut necesar atunci când folosim o variabilă condițională? La variabile condiționale e neapărat nevoie să folosim și lacăte. Iarăși, dacă scrieți cuvântul lacăt, voi considera răspunsul corect. 4. Explicați diferențele între un lacăt sau mutex în engleză și un semafor. Aici sunt mai multe diferențe. Asta e genul de întrebare la care trebuie un pic să elaborați, adică nu ajunge să scrieți doar 2-3 cuvinte. Un exemplu, un lacăt e un semafor cu o singură permisiune, adică doar un singur proces poate să treacă de un lacăt, de un semafor poate să treacă mai multe dacă avem mai multe permisiuni. O altă diferență, orice proces poate să facă up pe un semafor, adică să-i dea permisiuni, la lacăt doar cine a obținut lacătul poate să-i dea release.
Astea au fost diferențe între placă și semafor, probabil mai sunt și altele. Și o să fie și probleme în care s-ar putea să trebuiască să scrieți cod. Cum ziceam, acel cod nu mă aștept să fie compilabil. O observație numai vă fac. Poate prefera să scrieți codul în editorul vostru, deci să scrieți în Gedit sau în Sublime sau în ceva. Puteți să faceți asta și la final să dați copy-paste la cod în activitate sau să urcați fișierul. Grijă foarte mare la timp, deci dacă o să aveți 30 de minute pentru o problemă, aveți grijă ca la finalul celor 30 de minute să urcați fișierul. Eventual puteți din când în când să încărcați o variantă intermediară a codului, ca în cazul în care vă expiră timpul să nu rămâneți cu zero. La celelalte tipuri de întrebări e simplu, că în momentul în care vă expiră timpul, oricum o să se submite ce a scris până acolo. Dacă scrieți într-un alt fișier și vă expira timpul, nu o să mai aveți posibilitatea să submiteți răspunsul. Ok, exemple de probleme. Folosind doar apeluri de sistem open, close, read, write, lseek, faceți o copie a unui fișier dat. Sau, varianta mai complicată, inversând conținutul fișierului sau inversând liniile fișierului. E problemă clasică, ați avut-o la laborator, deci n-ar fi ceva foarte complicat. Alt gen de problemă. Se dă o ierarhie de procese, cam cum ați avut la tema 2, dar mai simplă, doar cu 4-5 procese, folosind apelul de sistem fork, trebuie să implementați realizarea acelei ierarhii de procese. Alte exemple de probleme. Se dau timpii de execuție și momentul de start pentru 3-4 procese, se dă un tip de planificator, de exemplu first come first serve sau shortest job first sau round robin, și trebuie să desenați diagrama Gantt și să calculați timpul total de execuție, respectiv timpul mediu de așteptare. Asta e genul de probleme unde s-ar putea să aveți nevoie să faceți o poză la foaie sau eventual să puteți, dacă nu vreți partea cu poză, să desenați într-un editor de text sau un paint sau ceva diagrama să se vadă formatul. Iarăși se pot da la examen și sigur o să fie și o problemă ceva mai dificilă, cum ar fi problema 4 de aici. La ce se cere la această problemă? Avem conceptul de semafor implementat, avem primitivele P și V pentru el, adică down și up. Trebuie să implementați o nouă funcție numită ptimed, care primește ca parametru suplimentar un număr de secunde și după ce a expirat acel timp, se continuă execuția oricum, chiar dacă nu a primit permisiuni. Pe Windows, de exemplu, e implicit chestia asta, adică în loc de sem wait, cum avem pe Linux, pe Windows apelul de sistem se numește wait for single object. Și acel wait for single object primește parametru, un număr de milisecunde, după ce a trecut timpul respectiv, thread-ul curent trece oricum mai departe. Deci ar trebui să implementați acel ptimed care să permită trecerea mai departe a thread-ului sau a procesului curent după ce a expirat timpul respectiv. E genul de problemă care vă presupune să stați un pic să vă gândiți cum se implementează, să veniți cu o strategie, să eventual să justificați de ce e ok așa. Deci pentru notă mare să vă așteptați și la genul de problemă care să nu se poată rezolva neapărat doar aplicând direct ce ați învățat la curs, ci se necesite și un pic de creativitate. Cam asta ar fi partea despre examen. Cu asta s-a încheiat și ultimul curs la sisteme de operare. Sper că v-a plăcut materia asta, sper că ați rămas cu niște cunoștințe și cu niște skill-uri utile care o să vă folosească pe viitor, nu doar în cadrul facultății, ci și în cadrul carierei pe care o să vă urmați. Vă urez mult succes, atât pe termen scurt, adică în sesiunea care urmează, cât și pe termen lung, și poate că o să ne mai întâlnim și la alte materii în cadrul TCN.